Bun găsit la Președinte pentru România, o serie de dezbateri electorale menită să asigure fiecăruia dintre cei 14 candidați la alegerile din 2 noiembrie posibilitatea de a-și prezenta în fața dumneavoastră programul electoral. Bună seara! Astăzi vom avea ca invitați pe Corneliu Vadim Tudor, candidat din partea PRM, și pe Mirel Mircea Mariței din partea Partidului ProDemo, în partea a doua a emisiunii. Ambii vor avea la dispoziție câte 40 de minute pentru a ne convinge cât sunt de potriviți pentru cea mai înaltă funcție în stat. Chiar dacă este abia la început, campania electorală anunță încă de pe acum o confruntare aprigă de programe și idei între candidații la președinție. Ne dorim ca oferta prezidențiabililor de anul acesta să fie cunoscută de cât mai mulți cetățeni. Programe, viziuni, soluții, strategii, toate vor fi prezentate și discutate în studioul electoral al televiziunii române. Drumul către Cotroceni trece așadar pe aici. Președinte pentru România, o nouă ediție, alți doi candidați. Pentru început îi spunem bună seara primului invitat, domnul Corneliu Vadim Tudor, scriitor, politician și jurnalist român născut la 28 noiembrie 1949 în București. Este fondatorul Partidului România Mare, a fost senator în Parlamentul României și europarlamentar. Intră în cursa pentru Cotroceni pentru a cincea oară. Bun venit la Președinte pentru România. Bine v-am găsit. Bun venit în studioul nostru, domnule Vadim Tudor. Aș dori să lămuriți pentru început. Sunteți sau nu sunteți președinte al Partidului România Mare? Este o prostie. Bineînțeles că eu sunt președinte. N-aveți decât să consultați registrul partidelor politice printr-o decizie. Vă întreb pentru că există o întreagă dispută ca să afle telespectatorii. Dom'le, s-a dat drumul la nebuni în România. N-am să dau nume, dar este ridicol să mă justific mereu împotriva cuiva care a încercat să fure ceea ce nu era a lui. Deci îl faci pe cineva senator, îi faci nevasta consilier la Curtea de Conturi 6 ani și când n-ai mai avut ce să îi dai, vrea să-ți ia partidul cu totul. L-am dat în judecată și am câștigat lejer și, repet, e decizia tribunalului definitivă și revocabilă. Păi, de pildă, eu aș pretinde acum, într-un acces de megalomanie sau chiar de nebunie, că eu sunt adevăratul președinte al Statelor Unite ale Americii. Dar e un proces pe rol, e ceva confuz acolo. Așa zicea Lucia Surza Bulandra, pe care n-am cunoscut-o, că eram copil. A vrut cineva în anii 50 să-i propună să angajeze un actor. Și bătrâna doamnă a Teatrului Românesc a zis, domnule, e ceva ciudat cu acest om. Ori a fost legionar, ori a luptat împotriva legionarilor. E o confuzie. Așa și cu confuzia pe care o întreține artificial acest personaj ridicol. Vreau să intrăm direct în problemă, cu alte cuvinte, problema electorală. Da. Candidați, vă înscrieți în cursa pentru Cotroceni pentru a cincea oară și, practic, veniți în fața românilor cu un program electoral, cu o ofertă, pe care aș vrea să ne explicați sumar care vă sunt principalele obiective. Oferta e omul, oferta sunt eu. Programe, strategii, proiecte de țară au toți în vârf politichia ca purcica dovleacu, cum zice țăranul român. Dar lumea este până aici, s-a radicalizat populația României. Nu-i vedeți cum se travestesc, nu-i vedeți ca la un joc de cuburi, de puzzle, iau o inițială de aici, iau o doctrină de acolo, trec de pe partea stângă a politicii pe dreapta și viceversa, zice, votați pe băiatul, votați pe fata, am programe minunate, n-au nimica, dragă Monica, pentru că au fost toți la putere în afară de mine și dacă aveau, măcar încercau să le aplice, dar au făcut exact pe dos. Cum să voteze românii pe cei care au fost de acord, au aplaudat și au votat cu ambele mâini amputarea pensiilor și a salariilor, închiderea spitalelor și a școlilor, dar toți sunt plini de păcate. Firește, că am și o programă. Să înțelegem că doar pe contestarea celorlalți candidați? Nu pe contestarea. Sau aveți o proprie viziune despre această țară? Viziunea pe care mea despre țară, exact, ca scriitor, ca istoric, ca doctor în istorie, ca sociolog, este următoarea. România merită o soartă mai bună. Mi-e milă de copiii ăștia în ce țară vor trăi. Mi-e milă de bătrânii care se sting de la fiecare ciclu electoral și care au ajuns la mâna unor infractori. N-am să le dau numele, dar îi amăgesc cu pomeni, cu pachete electorale, după care îi mai jefuiesc 4-5 ani. Haideți să spun o chestiune. Ai spus că eu am candidez pentru a cincea oară. Eu am câștigat detașat alegerile prezidențiale din 2000. Dar atunci s-a făcut
upside down, cum zic englezii și americanii. Când și-au luat voturile mele în turul și 2, s-au dat lui Ion Iliescu. Cine e atât de nebun să creadă că românii au votat un om de 70 de ani care a învățat la Moscova, nu știu ce o fi învățat, că el n-a avut servici niciodată, și să nu voteze un tânăr care a învățat la Viena și care este un patriot român în toate problemele majore ale țării. Dar puteți proba aceste acuzații? Păi cum? Dar nu se știe că au... Păi dau depus buletinele mele de vot la cel puțin două penitenciare. Se poate că au fost mai multe. Atâta a răsuflat. Deci, la vreo lună după încheierea legilor din decembrie 2000, îmi scrie o femeie. Domnul senator, fiul meu e închis pentru o chestie măruntă, o găinărie, la penitenciarul din Codlea și mi-a scris că i-au fost scoși acum câteva zile în curtea interioară a închisorii cu niște baloți, cu niște hârtii și trebuia să le ardă. Și din curiozitate au desfăcut. Și acolo erau buletine și împrinate Vadim Tudor, Vadim Tudor. Le-au ars. Și public în gazetă scrisoarea și colecția României Mari. Imediat o frază. Colecția stă mărturie și îmi răspunde imediat locțiitorul comandantului de la penitenciarul Codea. Da, domnul Vadim, e adevărat, dar așa se procedează. Hopa, ăsta și-a pus mâna în cap. Unde în lume se depozitează la penitenciare buletinele unui ciclu electoral? Și un alt penitenciar unde s-au ars buletinele mele la Pitești. Domnule Vadim Tudor, sunt lucruri pe care dumneavoastră le susțineți, nu sunt probate în instanță. Vreau să... Îi merge mai bine României că a luat pentru a treia oară ilegal Ion Iliescu mandatul? Și știi de ce zic de a treia oară? Proba verității e jurământul. De câte ori a jurat? De trei ori. Să revenim la persoana dumneavoastră și da. Spuneați mai devreme că dumneavoastră nu aveți strategii, nu aveți programe, că vă prezentați cu persoana dumneavoastră. Care este statul persoanei dumneavoastră? Care este statul lui Vadim Tudor în aceste alegeri? Ce s-a schimbat? De ce de data asta considerați că veți câștiga? Domnule, e greu să câștigi până nu îndepărtezi statutul de colonie străină pe care îl are această țară. Aproape întotdeauna... Românii au băgat în urnă pe cineva, dar a ieșit altcineva. Poate voi nu știți că într-o ședință de birou politic PCUS 1923, Stalin cu cinismul lui a spus: nu contează cine votează, contează cine numără voturile. Mă întreb care e autorul meu, integritatea mea morală, faptul că nu mi-am trădat și nu mi-am jefuit poporul, faptul că eu nu am avere. Uitați-vă în toate orașele și satele țării, sunt banere, afișe, meșuri, cuburi luminoase cu alți candidați. Ponta, Iohannis, Tăricianu și alții. Numai eu n-am niciun timbru de afiș, pentru că pe criza asta nu avem bani. Domnule Vadim Tudor, dumneavoastră spuneți sub semnul întrebării procesul electoral. Corectitudinea. Da, da. Corectitudinea procesului electoral. O fraudă permanentă. Și cu acest, dragul meu, prin acest proces electoral, dumneavoastră veți ajunge președintele României. Prenumele tău. Radu. Radu. Să spun o chestie, Radu în slava veche înseamnă bucurie, vine de la radost. Să spun o chestiune, dragă Radu și simpatica noastră Monica. Pe vremea aceasta de criză profundă în Europa, toate partidele naționaliste și justițiare au crescut ca din apă. Uite Marea Britanie, uite Franța, uite Spania, uite Italia. Numai la noi, Partidul România Mare e ținut sub capac, să nu cumva să depășească 5%. Așa am pierdut alegerile pentru Parlamentul European. A fost un blat, un troc între Ponta și Traian Băsescu. Domnule Vadim Tudor, aș vrea să schimbăm registrul acesta din zona suspiciunii pe care o aveți și o... Nu e suspiciunii, acuzații directă, draga mea. Exact, dar din păcate atâția ani... Îndrăzește cineva să vină cu mine în direct să spună că nu e așa? Îndrăznește Băsescu, îndrăznește Iliescu, îndrăznește Ponta, nu îndrăznește nimeni. Nu vă putem răspunde noi în momentul acesta. Aș vrea să ne concentrăm puțin pe interesele majore ale României, așa cum le vedeți dumneavoastră, pentru că din momentul în care v-ați înscris în această cursă electorală, cu siguranță vreți ceva pentru această țară. Vreau, numai eu. Și aș vrea să ne spuneți ce credeți că doar dumneavoastră ați putea face. Eu sunt un om mai mult decât modest, vorba lui Victor Eftimiu, pe care l-am cunoscut în studenție, cu condiția să se știe că sunt modest. Vreau să spun o chestiune. Biblia ne învață să fim smeriți, dar îmi calpă inima și spun că numai eu pot salva această țară. Numai eu sunt un om fără pată. Spuneți-mi mie ce am furat eu, ce afacere am avut eu.
dacă în problema majoră ale țării, în problema asasinilor economici care ne-au adus în sapă de lemn, în problema șovinismului periculos și anti-european al UDMR-ului și în alte probleme, dacă eu am greșit, eu am fost de partea bună a baricadei. Dar este naționalismul în sine o soluție pentru toate aceste probleme? Și dacă da, cum îl veți instrumentaliza, să spun? Național. Cum veți face operațională? Naționalist, spunea Aurel C. Popovici, un mare politolog, care a fost secretarul particular al lui Franz Ferdinand, care a fost asasinat la Sarajevo, deci un mare român. Naționalismul, spunea el, este să te îngrijești ca viitorul națiunii tale să nu fie periclitat. România nu mai are niciun viitor. Nenorocire că nu mai are niciun prezent. De ce nu se creează locurile de muncă promise? Să fie aduși românii de unde a încercat mutul iapa. Ce e greu de condus o țară ca România, stimații mei, amici mai tineri? Este cea mai bogată țară din Europa, în orice caz. Dar e bătaia asta. Să spun o treabă, dacă vă țin balamale pe voi doi și Stelică Tănăsică, așa cum îi zic eu, cu simpatie, că e un om de cultură, sper să nu vă sancționeze, dar e dreptul meu la cuvânt. Acum câteva zile, când a fost junele Victor Ponta în America, s-a întâlnit cu reprezentanții marii companii Halliburton și le-a pus în brațe uriașe rezerve de petrol și de gaze, deci hidrocarburi complexe din Marea Neagră, din zona României, care sunt mai mari decât rezervele similare pe care le are Norvegia în Marea Nordului. Cine e Halliburton? Acuzații, păi da, veți vedea că vor veni cu... Cine e Halliburton? Făcute? Cei care au girat și au adus Bechtelul în România. V-aș ruga să păstrăm discuția în spectrul electoral. Ăsta e spectrul electoral. Și să nu mai pure. Spuneați mai devreme că... Păi cineva a furat o țară, fură și alegerile, normal. Domnule Vadintodor, spuneați că veți salva România. Putem accepta această afirmație dacă ne spuneți și cum. Îți spun eu cum. Haideți să-și. Mi-am făcut câteva idei. În primul rând că trebuie închise robinetele jafului. Trebuie trasă linia și să vedem cine cât a furat. Trebuie să vedem unde s-au dus cele peste 700 de miliarde de euro, era la nivelul de acum 2-3 ani, privatizări. Iar statul român n-a luat decât 7 miliarde. Aș anula privatizările frauduloase. Petromul. Adică ați naționaliza bunuri? Da. Da. Întreprinderi, păi statul terenuri, român. Iartă-mă, ce companii mai are statul român? De unde să se alimenteze fondul de pensii? Din ce produce statul? Dar statul român mai există? Mai sunt funcțiile vitale ale unui stat? Mai funcționează justiția în țara asta? Mai funcționează executivul când sunt niște găști interlope? Mai funcționează legislativul unde și-au cumpărat cu cărnați, cu bere și cu bani? Eu deduc din ceea ce spuneți că ar trebui să renunțăm la economia de piață, ceea ce este absolut imposibil. Asta e economie de junglă, dragă Monica. Păi, companiile produc, nu statul. Care companie? Și unde se duce capitalul? De ce nu e reinvestit? De ce nu se repatriază? De ce vin străinii aici, cărpiți în fund și pleacă putre de bogați? Păi știi cum vin austriecii de la OMV aici? Bun, revenim la cum vin, așa aveți salvat țara. Vin luni dimineață, recoltează banii de ordinul a sutelor de milioane de euro și pleacă joi. Domnule Vadim Tudor, dați până mai de ună europarlamentar. Da. Cum credeți dumneavoastră că se poate face o naționalizare fără a încălca anumite tratate pe care le avem în interiorul Uniunii Europene? Care tratate, domnule? Tratate a avut prin și care dai libertatea companiilor să participe la economia națională. Istoria prin care și cu libertatea bunurilor, capitalurilor și așa mai departe. Nu și a forței de muncă. Nu cu prețul sacrificării populației tale. Ai ceva împotrivă? Dar există mijloace legislative prin care puteți ai ceva împotrivă să luăm înapoi Petromul, Sidex-ul, Romcimul, Romtelecomul și mai sunt și alte companii. Le-aș lua eu cu echipa mea. Ați putea dumneavoastră ca președinte să faceți acest lucru? Mai mult decât atât. Concret, actuala Constituție vă dă aceste mijloace? Se poate schimba și Constituția asta care a început să doriți mai multe să protejeze mafia. Dar bineînțeles. Care ar fi acestea? Păi, în primul rând, vreau să spun o chestiune. Aș cere un moratoriu. Aș cere 2 ani de liniște cu echipa pe care o am și care și-a dovedit valoarea și integritatea morală. Aș umple pușcăriile cu acești nenorociți. Dar nu face președinte arestări, domnule Vadim Tudor. Da, Băsescu. Nici nu poate impune justiție. Băsescu, cum face arestări? Este o întrebare la care Băsescu, nu domnule, putem răspunde. Nu cred că este. Păi vorbiți cu Vadim Tudor, Băsescu, pui de găină în mâna mea. Și ai să vezi că el va intra în celula
pe care o va elibera de pildă Gigi Becali. România a pierdut 25 de ani. Sunt 25 de ani blestemați. Ciclul ăsta ar trebui să ia sfârșit. Dacă va veni iară la putere cine vor asasinii economici din America, din Israel și din alte țări, o să mai moară câteva sute de mii de români și vor mai emigra alte câteva milioane de români. Treziți-vă acum, în ultimul ceas, Apostolul Pavel zice ceasul al 11-lea. Eu zic că e ceasul al 13-lea. Moare țara, nu înțelegeți. Sunt declarații politice, domnule Vadim Tudor, ca președinte, trebuie să vă uzați de instrumentele democratice, domnule Vadim Tudor. Asta nu e democrație, dragul meu, e anarhie. Orice formă de guvernământ este preferabilă anarhiei. Orice formă de ține, și comunismul. Comuniștii nu făceau, nu îndrăzneau să facă așa ceva. Un singur prim-secretar dinainte de 89 face cât tot guvernul ăsta la un loc. Dar nu aș vrea să deduc din ceea ce spuneți că doriți să ne întoarcem la comunism. Nu vreau, doamne ferește, eu sunt naționalist. Sau la dictatură. Sunt noțiuni... Care se bat cap știe, în cap. Să spun exact. Că am făcut un aforism într-o carte de-a mea și e tradus în multe limbi și îl folosesc chiar mulți politicieni că am verificat asta la Bruxelles și Strasburg. Decât o democrație bolnavă, mai bine o dictatură sănătoasă. Nu, a nimic, este o ofertă cel puțin aparte. Măcar să spun ce gândesc. Și eu asta gândesc. Credeți România are nevoie de o mână de fier. Aminte, praful și pulberea se vor alege de țara asta și de integritatea ei teritorială. Spuneți-ne primele mișcări pe care le veți face în momentul în care veți fi numit la Cotroceni. Arestez 2000. Desfințați Parlamentul, desfințați guvernul. Arestez 2000 de mafioți și câteva zile va fi gata pușcăria mafioților, care i-am pus piata de temelie într-un județ nu departe de București. Păi de ce îi lași în libertate? Să mai fure, domnule, să acopere urmele, Tudor, le-aș confisca, le-aș lua banii din conturi. Vrei să spun o treabă, voi râdeți. Nu râdem, dar dacă mâine dă faliment regiunea română și nu găsiți loc de muncă, oare cu ce vă veți hrăni copiii, familie, părinții, bătrâni? Este moartea cât capra pe toți, nu aveți viitor, într-o țară condusă de mafie. Mafia e la pupitru. Nu mai o frază dacă îmi permiți, draga mea. Ascultă-mă puțin. Dar vreau să trecem... Anul trecut, în primăvară, o echipă mixtă, SRI-SIE, s-a deplasat în Cipru. Și cu agentura locală, cu antenele, cu filiera acestor oameni, s-au identificat peste 3500 de nume de persoane, politicieni, alți afaceriști și de firme. Peste 3500 care au bani depuși în offshore-uri. Și sunt peste 10 miliarde de euro ascunși acolo. Cum facem să luăm înapoi banii ăștia? Că de unde aveți aceste informații, domnule Corneliu Vadim? Păi asta e adevărul. Păi de-aia eu am spus-o de atâtea ori, dar am îndrăzit cineva să spună Vadim Pate Câmpii. N-a îndrăzit nimeni că toți sunt cumus ca păcăciulă. Dar de ce credeți că nu s-a ajuns la probarea unor asemenea acuzații? Din această gamă de acuzații pe care le-ați mai adus de multe pentru ori în spațiu public. Pentru că sunt toți încârdășii. Dacă George Cristian Maior e așa de destupat la minte și am auzit că Ponta îl propune premier și au bătut palma, de ce nu lasă ofițerii ăștia să spună să facă publice roadele muncilor? Unde s-a scurs averea acestei țări? Unde s-au dus cele peste 150 de miliarde de euro datorii? Atât are România. În câte generații le vom achita? Nu se regăsesc în drumuri, nu se regăsesc în școli, dar nu în spitale. Că este cazul să fie să se pornească o cercetare în justiția românească, care totuși trebuie să rămână separată, protejată de orice fel de interferență politică, inclusiv chiar și a președintelui. Vrei să spun o chestiune? Ai văzut vreo mare anchetă de corupție? Ai văzut vreo mare rechin arestat? Am văzut nu, o accelerare a acestor demersuri ale justiției. Și-au credut la pace. De a scoate la iveală dosarele de corupție. Câte conturi are Groia Stoica, un potcovar și fierar cu patru clase din toflea județului Bacău? Iarăși... I-au găsit acești bine să intre el cu mine în direct. Sau să vină cu nu mine. Nu este format la aceste emisiuni deci pentru două, a da replica. Păi da, haide să mergem pe fondul problemei. De ce e România săracă? În situația în care această țară n-are voie să fie săracă. Avem cele mai mari rezerve de aur, de argint, de uraniu, de alte metale rare și de hidrocarburi. Atunci ce înțeleg, domnule Vadim Tudor? Are 900 de milioane de euro în două conturi. Gruia Stoica. Vorbim l-a arestat ca să cotizeze și el. Și când a cotizat, i-au dat arest la domiciliu. Dar care e rețeta pentru a destructura aceste rețele mafiote? Această criminalitate care, iată, este la un nivel
distrugerea dezbaterii, dumneavoastră mafiei, o induceți în această dezbatere. Mafia nu trebuie ținută sub control, trebuie ținută sub pământ. Orice plan, orice strategie, orice proiect n-au valoare până nu curățăm terenul de joc, până nu dispar asasini, economii străini și rechini băștinași. Domnule Vadim Tudor, n-aș vrea să-mi luați în nume de rău, dar totuși... Rămân niște declarații demagogice atâta timp cât dumneavoastră nu puteți spune cum se poate face concret acest lucru. Nu să spuneți că de a doua zi de la Cotroceni arestați 2000 de oameni, nu aveți locuri în pușcărie pentru atâta echipe. Oameni. Păi am zis că fac pușcăria mafioză. Trebuie, premier, doriți să aveți? Trebuie veți colabora? Schimbate echipele astea. Tot ei se alternează la putere. Păi vine un traficant de copii și de case, n-am să-i dau numele, și vine și spune, votați pe băiatul, că eu sunt încăpățânatul. De ce nu se activează dosarele alea? Și acum plâng mamele și bunicile acelor copii, pentru că li s-a pierdut urma. Se pare că au ajuns în bănzi de organe peste hotare. Și eu dacă îți spun chestiile astea, veniți, cum veți face asta? Foarte simplu, în altă țară, cum a fost faceți posibil? Faceți acuzații foarte grave, dar nu răspundeți la întrebare. Vă răspund la întrebare, dar tu nu vrei să notezi ce vorbesc eu. Eu l-am cunoscut pe celebrul Antonie Di Pietro. Este datoria noastră să Antonie vă cerem probe Antonie, pentru toate Antonie, aceste acuzații foarte grave. Ai auzit de Antonie Di Pietro? Prototipul pentru comisarul Catani? Da. Da, cu mâinile curate. Deci l-am cunoscut... Operațiunea mâini curate pare să fi declanșată în România, nu? Nu. Păsărite, ăla e bun că e al meu, ăla e rău că e al vostru. Vreau să spun o chestiune. Eu l-am cunoscut, era deputat și ministrul lucrurilor publice în Parlamentul European. Când m-a primit Papa Benedict al XVI-lea, noiembrie 2007, la Vatican. Și l-am cunoscut. Și uite că omul ăla, prin simpla lui prezență și forță morală, a impulsionat toată Italia. Nu s-a terminat. Dar ajunge o bâtă la un car de oale. Ce să spun? Că relansez economia reală? Ce să spun? Că niște domenii care produceau miliarde de dolari înainte de 89 au fost puse pe butuci. Agricultura nu mai produce. Industria e un morman de fier vechi acum, definitiv. Industria de armament, cumpărăm, ne bagă pe gât, ajunge Barroso, pe care l-am cunoscut bine la Bruxelles, să-mi vândă mie, care eram mare producătoare de armament și de avioane, cu pionierii aviației, să-mi vândă 12 vechituri de avioane F-16. I le-a băgat pe gât lui Ponta, pentru că o rudă a lui Barroso avea interes aici. De ce să luăm noi și chiriile zburătoare ale lor? Dar nu sunt cumva obligații pe care România și le-a asumat în cadrul tratatului NATO? Erau obligați noi să luăm de la Tony Blair, cel mai mare șperțar din Europa, cele două fregate ruginite. Păi, dar n-am luat două fregate. Modernizarea marinei române cu nave din 1985. V-aș invita, domnule Vadim Tudor, să vorbim despre ceea ce face dumneavoastră și nu despre ceea ce fac alții. Asta fac. Și să revenim acum. Se vorbește tot mai mult despre dorința de a se reorganiza din punct de vedere teritorial și administrativ teritoriul României. În situația în care veți ajunge la Cotroceni, cum vă situați dumneavoastră vis-a-vis de această reorganizare teritorială? Să rămână județele așa cum sunt. Am spus-o și o repet, dar clasa politică în proporție 95% este vorba unui umorist polonez, Stanislav Leț, de o incultură enciclopedică. Nu bagă la cap. Le-am zis așa, dacă aș ști o brumă de latină, ați vedea că județ vine de la judex, împărțitorul dreptății, de aici judecătorul. Adică județul era sediu unde se împărțea dreptatea. Deci e vechi de până la 1200 sunt județele atestate. De ce trebuie? Dar vi se mai pare funcțional? Pentru că avem o problemă cu dreptatea funcționale. Astăzi. Exact. Sunteți împotriva reformei? Asta nu e reformă. Nu, asta este o contrarevoluție. E bătaie de joc, domnule. Dar vorbim de actul de justiție și de faptul că se desfășoară în aceste perimetre foarte bine stabilite de foarte multă vreme, aceste județe. Să rămână județele, pentru că știi ce vor șovinii maghiari, să facă o enclavă, un mic stat, Ungaria, în inima României și formă un coridor de 400 de kilometri până la granița cu Ungaria. Dar credeți că sunt posibile aceste scenarii? Pentru păi nu sunt posibile că i-am împiedicat noi. Actuala Constituție stabilește clar niște reguli, noi. Niște limite ale revizuirii Constituției. Nu? Sunt, da? Unele lucruri nu sunt negociabile, nu? Domnule Vadim Tudor, nici măcar în campania electorală. Și de când duc eu lupta asta și cu Eugen Barbu și cu Mircea Mușat, un mare istoric, cu dealul Valeriu Buzea, dar și înainte de 89, cu revizionismul maghiar, de 30 și ceva de ani duc această luptă. Dar este astăzi o temă de campanie.
Vrei să spun o chestiune? Să nu-mi spună mie Junele Victor Ponta că e mândru, că e român, că îi joacă Ciardașul cu ungurii de gât. Nu e rușine iarăși obrazului. De ce ține la guvernarea României o formațiune care e ilegală, și asta e o altă măsură, scoaterea politice, în afara Constituției. Ce calcule, domnule, dar de ce nu se scriu la tribunal? Așa cum noi am fost siliți să depunem minimum 200.000 de semnături să ne înscriem în cursă, așa și la înregistrarea partidelor trebuie un număr de semnături și cel puțin 25 de județe să ai reprezentativitate. Ori ei zic că sunt uniune culturală. Păi hai să băgăm și un nescriitorilor în Guvernul României și un necompozitorilor și municipologilor. Astea sunt problemele. Eu vă înțeleg că aveți niște furți ca Udine, un culoar de zbor, dar lăsați-mă să spun oful că ne mai vedem peste 10 ani și vor dispărea milioane de români din țara asta. Se depopulează România mai rău ca pe timpul marilor migrații. Monica, copiii noștri vor fi slugile copiilor acestor rechini. Să revenim totuși la campania electorală, domnule Vadim Tudor. Dar de ce să fac eu ce vrei tu? Emisiunea este de campanie electorală. Suntem în regulile dezbaterii electorale. Povestiți-ne puțin, ați apucat să vă întâlniți cu alegătorii? Cum se desfășoară pentru noastră campanie? Am înțeles că vă vindeți mașina? Îmi vin și mașina și colecția de documente istorice, care e fabuloasă, și colecția numismatică. Trebuie să le vând pentru că ne-au scos prin fraudă din Parlamentul European. Nu mai am salariu de acolo, nu mai am nici cheltuieli pentru birou europarlamentar și e greu. Asta e probabilității. În timp ce eu făceam cultură, alții făceau untură. Alții stau... De unde au ei pavazarea asta fabuloasă și suntem abia la început? Eu n-am așa ceva. Sunt pedepsit că sunt sărac? Sunt pedepsit? Spune și voi. De aici răspundeți voi la întrebare. Dar deci merită acest efort financiar, domnule Vadim? Pentru țara mea dau viața în clipa asta. Este noi suntem oară când candidați, domnule, și nu ați reușit. Patriotismul adevărat românesc e rezistent. Am umplut teritoriile acestei țări chiar când nu era țara întreagă, cu osemintele strămoșilor mei. Tata mare, mama mamei, care era din Simpetru Brașovului, arestat de două ori de austro-ungari și porma evadat în 1914, în primul război mondial, în București. Tata rănit la Odessa. L-am îngropat la 80 de ani cu 6 schije în picior. E dreptul meu să vorbesc de țara mea. Să nu-mi spună nimeni mie, mândru că sunt român, când stau de brăcinare cu cei care înjunghe inima României. Să le fie rușine obrazului. Care vă este sloganul electoral pentru această campanie? Aveți un astfel de... Am două. Moto. Vadim, președinte, că el nu ne minte și provoc pe toți care ne... ascultă și ne privește să spună, dacă eu am mințit vreodată, nici măcar chestii convenționale pentru copiii mei sau în glumă. Și de asemenea, mafia la închisoare, votați România Mare. Dacă doriți, puteți să ne mai spuneți despre campania electorală. Veți merge în țară, vă veți întâlni cu alegătorii. Mă duc, omule, dar n-avem bani. Nouă cine ne dă? UDMR-ul are 4-5 surse de finanțare, inclusiv de la Budapesta. Monica Macovei are de la George Soros. Vrei să-i dezbrac pe toți? De unde a avut Ponta bani pentru spectacolul de dumneavoastră nu primiți bani de la guvern, ca partid politic? De unde să primesc? N-am primit nici când eram partid europarlamentar, când ne-am candidat ca partid, nu independent ca Eva. N-am primit niciun leu, pentru că Boc mi-a sugerat, mi-a transmis emisari, Adrian Videanu, dacă îi dau voturile în 2009, lui Traian Băsescu, ne dă și nouă conform legii. Și eu am refuzat, i-am dat lui Joana. Și nu ne-a mai dat niciun leu. Ia uite cum se plătește curajul răspunderii. Domnule Vadim Tudor, aș vrea să mergem puțin în registrul, în zona economiei, în zona independenței energetice a României, a siguranței energetice până la urma României. Da. În acest context v-aș întreba dacă veți fi de acord în calitate de ipotetic președinte cu exploatarea, continuarea exploatării gazelor de șist, respectiv a exploatării miniere de la Roșia Montană. Sunt două subiecte fierbinți. Hai să întrebăm pe francezi care au... Să întrebăm pe francezi despre cazurile noastre? Sau? Despre gazele de șist. Savanților și o țară care a dat pe Blaise Pascal, a dat pe Lavoisier, atâția oameni de mare valoare învățați de noi la școală, au stabilit că sunt 60 de boli, dintre care unele foarte grave, care pot fi generate de exploatarea prin fracturare hidraulică. Sigur că sunt de acord să folosim noi bogățiile noastre. Repet, noi,
Nu cum sunt unii la Roșia Montană să ne dea o redevență de 4%. Păi știi care este rezerva de aur, acolo la Roșia Montană? Nu 200 de tone, peste 800 de tone și unii zic că sunt circa 4.000 de tone. Păi de ce vine Gold Corporation să ia aurul României? Își dă Spania aurul, își dă Germania. Dar ați fi de acord ca România să exploateze aceste avuții? Da, bineînțeles, dar să rămână... Chiar cu aceste riscuri pe care le-ați evocat, adineauri? Păi care riscuri? De boli și de așa mai departe. Păi nu, nu sunt de acord cu gazele de șist. Cu gazele de șist, deci ăsta este caz închis pentru dumneavoastră. Niciun caz prin fracturare. Dar cu Roșia Montană, în varianta în care România exploatează. Nu sunt de acord decât ca... Bine, putem cumpăra know-how. Poți face o asociere. Dar nu să-mi dea mie statul român 4% și șmecherii ăștia să ia restul. Dar știi care e mare bogăție la Roșia Montană? Uraniu. Sunt 300 de tone de uraniu pe care domnul George Soros le-a întămat ca unele țigănci care nu nasc copii, dar îi vând din burtă pentru cerceală sau pentru bănci de organe. Deci domnul Soros a întămat uraniul României la centrale atomoelectrice din Canada și a luat mulți bani, bani pe care i-a dat în parte și lui Băsescu. Când noi am votat în Parlament, oprește-te puțin, când noi am votat în Parlamentul European, știu ziua, 5 mai 2010, am rostit un discurs, poate cel mai mare discurs din viața mea, pentru că era pertinent, curajos și foarte scurt. Și m-am opus folosirii cianurilor în exploatările miniere și am votat zdrobitor o rezoluție împotriva cianurilor. A doua zi ce a făcut Băsescu? Era 6 mai 2010. Vă reamintesc eu, deci eu am un computer în cap. Și a convocat o conferință de presă, cânta cucu singur acolo și a anunțat tăierea pensiilor, salariilor, închiderea școlilor, spitalelor. De ce? Că l-a sunat Soros. Păi ce faceți, domnule? Ia uite, păi l-a sunat, zice, mi-ai promis uraniu. Și uite, Parlamentul European mă împiedică să-l exploatez. Iarăși acuzații care necesită a fi probate. E viață trăită, ce probare. Vadim, nu știi ce am votat noi în Parlamentul European. Și nu știi că a doua zi, Băsescu a anunțat că taie pensiile, salariile. Poate fi o pură coincidență, domnule Vadim. Nu e cu pură coincidență. El... Nu e realist omul ăsta, ca să nu zic că e plecat cu Sorcova. Dar parcă spune că a trecut România, contra lui Traian Băsescu. România în criză. Nu, dragă Traian Băsescu. Ai trecut-o până infern și vei plăti și pentru ce nu ai făcut. Am curajul ăsta să spun tuturor care mi-au jefuit țara. Domnule Vadim Tudor, una dintre prerogativele importante ale președintelui României este politica externă. Sunteți de acord cu mine? Da. Și ajunge la un subiect care probabil vă convine. Și pentru că vorbeați mai devreme despre siguranța energetică a României, cum veți trata dumneavoastră relațiile României cu Rusia, relațiile României cu Uniunea Europeană și cu NATO? Dragul meu, într-un manifest electoral pe care îl voi imprima probabil pentru voi în următoarele zile și l-am și publicat în ziarul meu Tricolorul, am spus că dacă mai fură mult americani alegerile în țara asta, președintele României va fi Vladimir Putin. Pentru că așa de mult îl simpatizează românii pentru fermitatea lui și o spun eu asta, care vreau Basarabia și Bucovina de Nord înapoi. Însă el are o cotă de popularitate extraordinară. Dar acuzațiile acestea iară... Păi nu acuzațiile, dar am voie să fac o metaforă. Păi asta dacă nu îi lasă stăpânii plantației de sclavi, numită România, dacă nu ne lasă să alegem pe singurul om care poate salva această țară cu legea în mână, fără să ieșim din Uniunea Europeană. Este iarăși o acuzație pe care nu o puteți proba. Care, dragă mea? Aceasta, că nu ne lasă americanii să alegem. Păi nu ne lasă. Păi de ce să bagă ei? Dar de ce să duc toată ziua bună ziua și să dea raportul la ambasada americană? S-a dus și Iohannis, s-a dus și unii ziariști. Înțeleg că dacă veți ajunge președinte, veți rupe relațiile cu Statele Unite. Nu, doamne. Vă certați cu americanii? Spuneți-mi ce veți face dumneavoastră. În politică externă nu se schimbă nimic decât tonul. Să nu mai negociem în genunchi. România a fost o țară respectată în istorie. Am avut miniștri de externe de o valoare extraordinară. Unul a fost Mihail Cocălnicianu, altul Vasile Boierescu, altul Tache Ionescu, Nicolae Titulescu. De ce trebuie să fim slugile lor, domnule? Cine sunt ăștia, domnule? Haideți să ascultăm porunca Domnului, pentru că noi suntem creștini și avem grijă de poporul român, care nu mai rezistă. Dar nu cred că trebuie să vă învăț eu, domnule Vadim Tudor, arta diplomației, în negocieri mai lași, mai cedezi? Domnule, sigur că da. Compromisuri care nu compromit până la urmă. Politica este arta negocierii, bineînțeles. S-a mințit în 2000. Vine Vadim la putere și umple stadioane cu oameni și împușcă. Domnule, chiar nu s-au mai dezmeticit oamenii ăștia?
Aceea e o minciună grosolană. N-am zis niciodată nicăieri așa ceva, dar n-au ce să spună despre mine. Și inventează. Domnule Vadim Tudor, pentru că tentația oricărui om care ajunge la putere este aceea de a o acapara pe toată. Puterea absolută corupă în mod absolut. Vă întreb dacă, în ipoteza că veți ajunge la Cotroceni, nu veți fi tentat să faceți și dumneavoastră la fel? Sau cum vă veți înfrâna acest instinct? Pe undeva natural. Dacă cum îi oprești pe cei care nu se dau la o parte? Cum îi oprești? Cum deblochezi funcțiile statului român? Statul român nu mai funcționează. Sunt trei puteri fundamentate și separate de Montesquieu în 1655, da? În spiritul legilor. Legislativă, executivă, judecătorească. Spune și mie cum funcționează, că nu mai funcționează Parlamentul, e opoziție în Parlament și niște aplaudați, niște iesmeni. Și au luat acum vacanță. Să-și ia, domne, până la anul nou. Vreți o republică prezidențială? Mă mai gândesc și mă voi consulta cu tine, Monica. Eu nu sunt un dictator. Eu sunt un mare dictator. Pentru că țara asta are nevoie de o mână de fier într-o mânușă de catifea. Asta nu e democrație. Asta nu e democrație. E moarte curată. Moare România. Atunci spuneți-ne pe ce voturi contați, domnule Vadim. Din ce bazin electoral? De unde vă luați voturile? Pentru că, conform sondajelor și următorul alegeri... Să vorbim în limba străzii, da? Eu de la un timp de când îmi scot mașina la vânzare, mai merg cu taxiul, ies mai ieftin. Din 20 de șoferi de taxi, 18 mi-au zis, domnul Vadim, dacă vă ajută Dumnezeu și ieșiți președinte, că ei nu cred în sondajele mincinoase, Bogdan Tudorescu, Vasile Dâncu, Remus Ștefireacu, ofițer acoperit SIE. Ei simplu sustrăzii. Iarăși acuzații pe care vă cerem să le probați. Nu uita că eu sunt sociolog la bază. Dacă cu ajutorul bunului Dumnezeu veți ieși președinte, dați-ne nouă să conducem plutonul de execuție. Zic, dar ce vreți să faceți? Să-i împușcăm pe toți. Nu dar sunt de acord. Eu nu sunt de acord cu așa ceva. Dar îmi dai voie să reproduc ce zic oamenii simpli. De acord, dar nu mai suportă. Cu totul dar oamenii, românii trăiesc în împrumuturi, femeie. Nimeni nu mai are, în afară de 2-3 mii de gangsteri. Nimeni nu mai are un ban. Se duc copiii flămânzi la școală. Îi salvează președintele pe acești oameni? Da, trebuie. Cum? Eu să vă spun foarte o chestie. Scurt, mai avem un singur minut. Hai să vedem în istorie. Românii au simpatizat cu oamenii care și-au expus viața pentru interesul național. Toți au murit. Ajungeți. A murit Vlad Țepeș. Final nefericit a murit pentru Mihai toți. Viteazul. A murit Tudor Vladimirescu. A murit Mareșal Antonescu. A murit Nicolae Ceaușescu. Și nici eu nu mă simt prea bine. Cu cine credeți că vă vezi lupta în turul 2? Sau câștigați din primul tur? Să spun o chestie. De ce nu vine Ponta? V-am întrebat de concret. De ce nu vine? Cu cine credeți că vă veți bate în turul 2? Sau cu ce echipă de fotbal ții? Universitatea Craiova, dar nu mai este. Eu sunt stelist. Ce căuta Ponta la meciul Dinamo Kiev Steaua București? Și a aranjat o trilaterală ca să fie și el acolo. O ultimă întrebare. Sunteți acoperitul din lista candidaților la președinție? Eu sunt șeful lor. Vă mulțumim. Mult succes în alegeri, domnule Vadim. Ne revedem în câteva secunde. Rămâneți cu noi pentru că urmează partea a doua a emisiunii Președinte pentru România.